Salutare! Astăzi ne vom juca cu sunetele. Vom învăța să identificăm sunetul inițial, adică acel sunet care se află la începutul unui cuvânt, și sunetul final, care se află la sfârșitul unui cuvânt. Vom scrie cuvinte care încep sau se termină cu un anumit sunet, iar în tot acest timp vom învăța câteva trucuri pentru a desena cât mai ușor și frumos. Pentru început, îți propun să desenezi un soare pornind de la un cerc. Îi poți adăuga ochi și gură, dar cel mai important este să nu uiți razele sale. Iată cum scriem cuvântul soare cu litere mari de tipar. Hai să citim împreună cuvântul. Soare. Care este primul sunet din acest cuvânt? Felicitări! Ai avut dreptate. Primul sunet este S. Dar care este ultimul sunet? Ultimul sunet este E. Dacă nu știai până acum să desenezi o pasăre, poți urmări cei patru pași simpli. Iată cum scrie în cuvântul pasăre cu litere mari de tipar. Hai să citim împreună. Pasăre. Care este primul sunet din acest cuvânt? Sunetul P este primul sunet. Te las pe tine să descoperi care este ultimul sunet din acest cuvânt. Ai descoperit care este ultimul sunet din cuvântul pasăre? Ultimul sunet este E. Hai să citim împreună alte cuvinte care încep cu sunetul P. Papagal, prăjitură, pară. Acum te las pe tine să te gândești la alte cuvinte care încep cu sunetul P. Următoarea provocare este să desenezi un melc în 5 pași, pornind de la un punct. Iată cum scrie în cuvântul melc cu litere mari de tipar. Hai să-l citim împreună. Melc. Care este ultimul sunet din acest cuvânt? Ultimul sunet din acest cuvânt este C. Te las pe tine să te gândești care este primul sunet din cuvântul melc. Ai descoperit care este primul sunet din cuvântul melc? Primul sunet este M. Hai să citim împreună și alte cuvinte care se termină cu sunetul C. Berbec, bec, plic. Acum este rândul tău să te gândești la alte cuvinte care se termină cu sunetul C. Mai departe, învățăm să desenăm o lalea în 6 pași. Deși sunt cei mai mulți pași pe care i-am întâlnit până acum, ai să vezi că nu este deloc greu. Iată cum scriem cuvântul lalea cu litere mari de tipar. Citim împreună cuvântul. Lalea. Care este primul sunet din acest cuvânt? Primul sunet este L. Dar care este ultimul sunet din cuvântul lalea? Te las pe tine să-l ghicești. Ultimul sunet din cuvântul lalea este A. L-ai ghicit și tu? Hai să citim împreună următoarele cuvinte care încep cu sunetul L. Lăcustă. Lună. Litere. Acum este rândul tău să te gândești la alte cuvinte care încep cu sunetul L. Pentru final, îți lansez următoarea provocare. Urmărește cu atenție imaginile, citește cu grijă fiecare cuvânt și alege acel cuvânt care începe cu sunetul M.
Încearcă să desenezi pas cu pas ce reprezintă acest cuvânt. Succes!